Dacă alegerea ta este să-l primești pe Isus Hristos, dacă aceste cuvinte care au vorbit despre valoarea lui Dumnezeu în dreptul tău, dacă înțelegi că acum Dumnezeu te cheamă, printr-un act al credinței simplu, dar sincer, prin rugăciune, ne putem adresa lui Dumnezeu și putem cere lui Dumnezeu să vină în viața ta și să te ajute. Să-l cunoști, să devii un copil al lui, să primești al doilea certificat de naștere și să fii numit copil al lui Dumnezeu, păcatele să-ți fie iertate și să poți începe să trăiești cu Dumnezeu într-un mod real, personal, în fiecare zi. Am să te conduc în această rugăciune și am să te încurajez să te rogi împreună cu mine, cu voce tare și cu toată sinceritatea. Doamne Dumnezeule, recunosc în această zi că sunt un om păcătos și că am nevoie de harul tău. Te rog acum, lasă ca tot harul care l-ai adus prin Isus Hristos să cuprindă viața și ființa mea. Ai milă de mine. Iartă-mi păcatul. Mântuiește-mi sufletul. Spală-mă cu sângele Fiului tău, Isus Hristos. Pentru că îl primesc pe Isus Hristos în inima și în viața mea, ca mântuitor și Domn. Ai milă de mine. Amin.